O mireasă și furnizoarea ei de servicii de catering au fost arestate pentru că au pus cannabis în mâncarea servită la nuntă, inclusiv în lasagna, și au îmbolnăvit mai mulți invitați. Mireasa, în vârstă de 42 de ani, și furnizorul de servicii de catering, în vârstă de 31 de ani, au fost acuzate de neglijență, furnizare de marihuana și alte fapte prevăzute de siguranța alimentară în Florida. Svoboda a fost de acord și a permis lui Joycelyn Montrinis Bryan să pună în mâncarea pe care a servit-o cannabis, fără ca invitații să știe, iar mulți dintre ei s-au îmbolnăvit grav și au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit autorităților americane, citate de Digi24. Când polițiștii au ajuns la un club din Longwood, Florida, mai mulți nuntași primeau îngrijiri medicale pentru simptome care sugerau că au consumat droguri ilegale. Când un ofițer i-a întrebat pe Dania și pe soțul ei, Andrei Svoboda, dacă au cerut sau au consimțit ca în mâncare să fie pus cannabis, Andrei s-a uitat la ofițer cu o expresie de uluire, a început să se bâlbâie și a răspuns cu nu, potrivit rapoartelor. Au fost prelevate probe din preparatele servite, dar și din băuturi, iar lasagna a fost testată pozitiv cu THC compus din planta de cannabis. De asemenea, testele de laborator au arătat că cel puțin trei oaspeți au avut rezultate pozitive, potrivit sursei citate. O parte din invitați au acuzat amețeli, furnicături, agitație și senzație de gură uscată după ce au mâncat. O femeie care a ajuns la spital a avut crize de paranoia, ajungând să fie convinsă că toată familia ei a murit. A avut și crize nervoase, iar medicii au fost nevoiți să-i administreze sedative.